Noroc este un cuvânt ideal. Îl căutăm cu toții și când îl simțim aproape, alergăm după el până la epuizare, încercând să-l prindem. În același timp, îl pronunțăm aproape zilnic, în diverse situații. Noroc cu tine! Hai noroc! A dat norocul peste noi. Îl avem așadar și tot ni-l dorim. Totuși, te-ai întrebat vreodată ce înseamnă, de fapt, noroc? Hai să aflăm! Etimologic, sigur că noroc este cuvântul din, aș spune, cuvântul mai vechi în limba română. El vine din slavonul narocu și are exact sensul acesta de soartă, de urțită, de destin favorabil. Norocul cred că ni-l mai facem și singuri, adică în sensul că în niciun caz nu trebuie să avem o atitudine fatalistă. Folosești norocul pentru salut, când ciocnești un pahar de vin, îl spui la strănut și sub multe alte forme. Ai încercat vreodată să-l identifici în filme? Fără îndoială că, în primul rând, este norocul irlandez, vine cu trifoiul care nu e chiar ca al nostru. După aia mai avem un coșar care nu neapărat aduce noroc, dar apare în Mary Poppins. Local avem două lozuri, fie că e filmul foarte recent și care a avut un succes zdrobitor și pentru că era o comedie adorabilă, fie că e cel din 1957. Ziare, ediția specială, rezultatul tragerii loterie! Ziare, ediția specială, ediția specială, ziare, ediția specială, rezultatul tragerii loterie! 50.000 de lei, lotul cel mare, Universitatea Constanța! Ai sute sau poate mii de prieteni pe rețelele sociale. Mulți dintre ei te cunosc personal și te admiră dintr-un motiv sau altul. Lorena Șerban, influencer, are o mulțime de fani care urmăresc pe internet, pe lângă prieteni. Pentru ea, norocul nu a apărut pe internet, ci acasă. Un lucru pe care nu am putut să-l controlez și pe care chiar îl consider noroc pur este familia în care m-am născut. Mă simt norocoasă, căci ceea ce iubesc eu cel mai mult să fac este și sursa mea principală de venit, însă în același timp este și rezultatul muncii mele de mic copil, pe care o făceam fără a cere ceva în schimb.